Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Verde în Față. Aici, în fiecare seară de joi, aducem invitați despre cu care să vorbim despre diferite teme de interes, de interes național, de interes local și care să privească cumva politica, dar pe lângă politică sau pentru că această politică care ne seacă pe noi aproape în fiecare zi, influențează și celelalte domenii de activitate a celor pe care îi avem noi invitați în fiecare zi de joi seară, seară de început de weekend aproape, nu? Așa. M-am gândit la o temă care nu a prea fost abordată aici la Verde în Față. Justiția. Nu prea a fost abordată pentru că am avut alte teme politice, am avut alegeri, am avut alegeri interne în partide, dar justiția, dacă bine vă amintiți de ieri, a generat în ultima perioadă o serie de acțiuni și reacțiuni atât din partea societății, cât și din partea celor care înglobează această justiție, iar ieri am văzut să ajung și pe zona guvernamentală, adică politică. L-am văzut pe ministrul justiției ieșind cu un raport de activitate al celor doi cei mai importanți procurori ai României, procurorul general și procurorul șef al DNA, care a spus tuturor că i-a urmărit singur, le-a făcut evaluarea de unul singur, fără să fie influențat politic dintr-o parte sau în alta, sau fără să se exercite presiune asupra acestei evaluări din alte zone, și a ajuns la concluzia că cele două instituții care țin de justiție au cam șifonat puțin justiția, au cam încălcat Constituția, dar că nu le cere demisia celor doi procurori. Ei bine, povestea cu justiția începe de foarte multă vreme, iar noi avem în spate o istorie îndelungată, pornind de la procurorii comuniști, care știm ce s-a întâmplat în acea perioadă și cum a fost justiția în acea perioadă. A venit momentul 1989, când ne-am considerat toți liberi, dar până când s-au reglat lucrurile în justiție, a mai durat ceva vreme. Așadar, în această seară despre aceste aspecte am vrea să discutăm cu cel mai potrivit invitat care putea veni aici la Slăjanul TV să ne spună cum se vede actul de justiție și felul în care este percepută justiția din interior. Decanul baroului Sălaj, domnul avocat Bogdan Ilea, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitația, mă bucur să vă revăd, salutări telespectatorilor dumneavoastră. Am făcut o introducere mai lungă pentru că sunt atâtea aspecte care s-ar putea aborda cu privire la justiție, încât nu prea ai ce să alegi până la urmă. Eram pe cale să vă întreb, la fel cum l-au întrebat jurnaliștii aseară pe ministrul justiției, când terminați? Da. Pentru că a făcut un excurs foarte lung și a spus, răspunsul a fost pe măsură, azi. Pentru... Dar a fost foarte cuprinzătoare prezentarea pe care ați făcut-o. Pentru că trebuie să mărturisim telespectatorilor, dumneavoastră sunteți o persoană foarte ocupată, aveți foarte multe procese și nici nu am prea avut timp să discutăm înainte subiectele. Am spus, în această seară vorbim despre justiție. Vorbim cu mare drag despre justiție oricând. E adevărat, n-am avut timp să pregătim o discuție, dar cred că o discuție naturală este mai bine venită, mai potrivită decât una oarecum pregătită înainte. Așa că îi dăm drumul. Începem cu începutul, ce a moștenit justiția după 1989, sau începem de ieri, de la ultimul act? Cu ce doriți dumneavoastră? Haideți să începem cu ministrul justiției, că este un eveniment mai apropiat. S-a așteptat foarte mult ieșirea ministrului justiției și toată lumea... Două tabere. Da. De ce două? Păi erau unii care erau pregătiți să iasă în stradă în cazul în care i-ar fi demis pe Augustin Lazar și Codruța Chioveși. Erau unii care erau pregătiți să iasă în stradă cu ghilimele de rigoare, să facă demersuri cei din coaliția de guvernământ în situația în care nu i-ar fi demis. Erau presiuni și asupra ministrului justiției din partea celor două tabere? Cum le-ați perceput?
Poate că e o presiune, nu-mi dau seama. E greu să fiu, n-aș fi vrut să fiu în pielea lui. Dar hai să începem cu începutul, dacă dați voie. Cine este Tudorel Toader? Ministrul Justiției. Nu. Tudorel Toader, unul la mână, nu este Florin Iordache. Altă întrebare. Deci Tudorel Toader este profesor universitar, doctor, cu doctoratul luat pe vremuri, da? Este, a fost judecător constituțional. Adică a făcut parte din Curtea Constituțională. 9 ani de zile. Este conducător de doctorat. Adică e un fel de general cu 4 stele între profesori universitari. Pe bune. Făcut pe câmpul de luptă. Pe câmpul de luptă, da. Și este un om care stăpânește foarte bine. Este, cred că a fost membru... N-ar vrea să greșesc, dar cred că a fost și membru supleant în Comisia de la Veneția, sau chiar membru titular, nu știu exact, dar omul e pe acolo. Deci nu a venit ieri, n-a făcut facultatea de la Seral. E un tip care are actele la el, noțiunile la el, Constituția, Codul de Procedură Penală, celelalte la zi. Și este omul care, de exemplu, azi am avut... un proces penal la Curtea de Apel Cluj și codul de procedură penală și codul penal cu deciziile Curții Constituționale erau versiunea comentată și adnotată și îngrijită de Tudorel Toader. Deci omul nu-i vreun fraier care a ajuns pe pile politice ministrul justiției. Asta să fie clar. Deci pentru mine asta este din discuție. Bun. Acum dacă a fost sau nu presat, vă dați seama, omul a intrat în politică. Acceptat șansa care de obicei ți se oferă maxima dată în viață de a fi ministru și ministrul justiției, ceea ce nu-i decolea. Probabil că era conștient în ce intră. Într-o zonă a presiunilor, a tensiunilor, a răfuielilor, a polițelor plătite este sau neplătite. Este o funcție politică, chiar dacă... Este o funcție politică. Justiției, da. Ceea ce nu am reușit eu să înțeleg este că de ce după rechizitoriul pe care l-a făcut celor doi procurori a ajuns la concluzia de a nu propune revocarea lor. Un pic am rămas contrariat. Sincer să fiu, în timp ce am văzut în reluare, fără să știu finalul și urmăream foarte lung, foarte coerent, dar foarte... Argumentat și stufos argumentat expozeul domnului ministru și la sfârșit m-aș fi zis clar, propune președintelui revocarea lor. Uite că nu s-a întâmplat. Înseamnă că oamenii ăștia vor avea și alte calități care îi recomandă succes profesional, statistic, coerență în actul de management a instituțiilor respective, pe principiu nu dai afară omul la prima abatere. Ok, am constatat, cam asta am înțeles eu. E o abatere serioasă, demnă de luat în seamă, din moment ce le-a făcut o cercetare, veritabilă cercetare disciplinară, dar nu suficient de necesară astfel încât la prima abatere să îi dai afară. Bun, nu intra nici în atribuțiile dânsului să nu îi putea să propună președintelui, care ulterior ar fi avut mingea în terenul dumnealui și ar fi trebuit să ia o decizie. Ce să vă spun? Bun, mai este o întrebare. Cei care, dacă aș, acum încerc să joc ambele părți, și avocatul diavolului și acuzatorul diavolului, ce trebuie să facă oamenii ăștia ca să-i dea afară, dacă a încălcat Constituția, care e legea supremă, nu-i suficient? Să o mai încalce odată, să o încalce de două ori, simultan? Asta aș întreba, sau asta l-aș fi întrebat pe ministrul justiției dacă aș fi fost în partea care susținea demiterea celor doi. Dacă aș fi fost în partea în care ar susține păstrarea celor doi, aș fi spus, dom'le, nu poți judeca un om prin prisma unui act intempestiv, dar izolat. Pentru că știm cu toții, în toate rapoartele de țară, privind justiție și afaceri interne și pe mecanismul MCV,
justiția și cele două instituții, parchetul general cu componenta sa anticorupție, au note bune, deci sunt privite frumos din exterior. Exemple de bune practici. Da. Ce facem? Adică e ca și cum în anii 80 Italia ar fi desființat procuratura antimafia. S-ar fi împușcat în picior, în ochii comunității europene. Cam asta. Eu spun că și-a intrat bine în pielea de un politic, Tudorel Toader. A gândilat și orgolul celor care cerau demisia, nu? Nu a gândilat, din potrivă, eu spun că ea o să fie și mai mare presiune asupra lui. A spus, da, au greșit. Ăia care urlă pe la televizor, ăia vreau să vadă capetele lui Crevici și al lui Auxi Lazar pe gard. Nu îi satisface faptul că a spus ministrul că ești vinovați un pic. Să nu uităm că a fost cu o zi înainte la Bruxelles și a avut omul niște discuții. Mă gândesc că nu a fi fost la muzeu în vizită. Cert este că a ales calea credibilității. Adică și-ar fi pierdut credibilitatea ca ministru dacă la scurt timp după ce a fost investit ar fi propus revocarea celor doi. Pentru că a fost un test, practic, pentru el. De acum înainte, câștigându-și credibilitatea, va putea lua și măsuri mai abrupte, mai severe. Și în politica penală, a spus că va propune modificări ale legislației procesual penale și penale, adică a pedepselor și a procedurii penale, și în ceea ce privește condițiile din penitenciare, soluții, nu știu, grațiere sau alte măsuri. Deși grațierea, în opinia mea, nu rezolvă mare lucru. Deci eu cred că a luat un examen cu brio. Ca om politic. Da. Acum că Tăricianu, Dragnea și cine mai fi pe acolo sunt nemulțumiți, ce scuze, asta e partea a doua, n-au cum să revoce, pentru că oricum ei sângerează în credibilitatea, iau apă la bord serios în ceea ce privește credibilitatea în plan extern și ar face și mai mult rău. Nu cred că sunt atât de indiferenți la percepția publică din plan extern a României. Bun. Spuneți că ministrul Toader și-a făcut datoria, că după ce s-a consultat și a făcut, s-a consultat la Bruxelles, spuneați că nu, probabil nu a mers la muzeu, să știți că este un muzeu de artă flamandă extraordinar acolo, puteam să fac o excursie, da? După ce a discutat și cu partenerii săi de la Bruxelles, a venit acasă și probabil și-a mai citit odată raportul făcut, fie și a ieșit în fața tuturor cu concluziile. Odată raportul, a schimbat concluzia și l-a prezentat public. Așa arăta. Aseară așa arăta. Da, știu, multă lume a rămas cu impresia asta. Da. Presiuni probabil au venit și dinspre Bruxelles. Putem numai presupune. Spuneți că Lazar și Chioveși și din punctul dânsului de vedere au încălcat Constituția. Cum? Din grabă o stășească, așa, mâna pe arme, trageți în tot ce mișcă. Știți cum e? Procurorii, la cum percep eu lucrurile, au o pornire așa profesională, ca o deformație profesională de a, în anumite momente, de a fi extrem de dinamici. Cred că eu sunt dintre cei care cred că un pic s-au hazardat. Doamna, instituția condusă, nu doamna Chioveși personal, dar instituția condusă de domnia sa atunci când a făcut acele demersuri care au generat conflictul constituțional care pe baza sesizat de domnul Tăricianu la Curtea Constituțională, admisă, contestați, așa mai departe. Pentru că sunt înainte nu... de a ne explica, sunteți de acord cu decizia Curții Constituționale? Da. De ce? Păi nu poți să... oricât de procuror ai fi anticorupție, antimafia, anti-extraterestri, nu poți să intri cu bocancii în parlament, în guvern, în
ce vrei tu, când ai tu chef, pentru că un anumit ministru sau un anumit guvern a luat o decizie proastă sau inoportună. Păi dacă clamăm independența justiției, separația puterilor în stat, care este o piatră de temelie a statului de drept, da? Trebuie să, deși justiția să fie independentă, dar nici pe aia din executiv să nu-i împuște nimeni dacă, nu știu, o greșit data pe un act. Deci, ok, ministrul Florin Iordache, cel cu altă întrebare, e un tip care s-a descalificat. Dar pentru a, în toate prostirea alea pe care le-a spus la conferința de presă, a spus o chestie inteligență, numai că era, se vedea pe el că e speriat, nu știa în ce film joacă. Era imaginea omului care nu e un bun profesionist al dreptului și nu știe ce o să-l întrebe, era frică. A spus o chestie, oportunitatea o apreciază guvernul. Foarte corectă. Deci nu poți băga un om la închisoare sau un guvern întreg la închisoare sau un parlament pentru chestii de oportunitate. Chiar dacă este considerat un atac la adresa justiției, nu trebuie și justiția să se protejeze cumva? Pe legile în țara asta le fac parlamentul și guvernul prin delegare, adică prin ordonanță de guvern, nu justiția. Justiția aplică legi. Tocmai asta e ideea, că intrând cu bocancii în guvern, pe care nu-l simpatizez, că nu-s de stânga, n-am votat cu PSD-ul niciodată, dar intrând cu bocanci în clădirea guvernului sau ministerului justiției, încalci tocmai lucrurile pentru care pretinzi că te lupți. Stat de drept, independența justiției, păi atunci respecte și alte puteri în stat. Dacă vrei ca puterea judecătorească din care tu, procuror, faci parte să fie respectată, respectă și parlamentarii așa cum sunt ei. I-a ales poporul, națiunea, guvernul, sunt rodul alegerilor. Asta e viața. Este justiția independentă de ceea ce ați, pentru că aveți deja o bogată experiență în avocatură, ați interacționat și cu procurori și cu judecători, ați văzut cum se petrec lucrurile în interior. Este justiția independentă? Deci dacă ziua de azi justiția nu este independentă, în România nu o să fie independentă în vecii vecilor, nici în România, nici în altă parte. Am avut legături cu oameni din alte sisteme judiciare în care nu știu cum să mă exprim, dar nici apa caldă, nici mersul pe jos, nici corupția nu s-a inventat în România, să ne înțelegem. Deci și rămân la corupție, cu mersul și apa caldă, e clar. Deci există state mult mai avansate în autostrăzi, în politică, în știință, în muzică și în corupție. România trebuie lăudată că numai cu vreo 10-15 ani, la un moment dat, și-a dat seama că așa nu mai merge, că trebuie scos la mizeria, trebuie scos noroiul la suprafață și curățat. Pentru asta trebuie lăudată. Iar asta s-a făcut prin acordarea unui maxim grad de independență sistemului judiciar, procuror, judecător și mai departe. Vă răspund cu o întrebare. Și-ar fi imaginat cineva pe vremuri ca un director de fabrică din Zalău, de mare fabrică, de alea cu 10.000 de angajați, sau prefectul de pe vremuri să fie luat pe sus și dus la audieri de către un procuror, sau la citația unui procuror, sau primarul, primul, al doilea, al treilea primar al Zalăului, să fie dus, sau unui oraș, să fie trimis în judecată pentru, știu eu ce, fapte penale. Nu, pe vremea când am intrat eu, sau să fie instrumentate mari dosare de evaziune fiscală. Pe vremea când am intrat eu în avocatură, acum vreo 12 ani, erau trimise în judecate dosare de conducere sub influența alcoolului, de țigani care furau diverse chestii,
Membri ai comunității rome, da? Da, eu le spun țigani. Sper să nu mă, să nu supăr pe nimeni. Membri ai comunității, rome. Sau rom. Astea sunt cerințele. Astea sunt cerințele, ok. Deși țiganii autentici nu se simt lezați de acest calificativ. Bun, mergem mai departe. Am mai avut o evaziune fiscală, deci acum 12 ani. O evaziune fiscală a unui tip care făcea cruci în cimitir și n-a tăiat o factură pe cruce și l-au trimis în judecată. Mai era un tip care, ciurdarul satului, care nu deduse bon, pe de unde bon, țăranilor la care le păzea oile sau vacile pentru sumele pe care le primea. Deci erau niște chestii derizorii. Hai să ne uităm acum pe portalul instanțelor să vedem evaziuni fiscale la ordinea zilei, da. La greu. Anticorupție. Dăm pe portalul instanțelor și o să vedeți o galerie de primari, foști primari, funcționari publici și așa mai departe. Vorbim de sălaj. Da, da, de sălaj. Care e un fel de Tulcea, să nu zic Tellerman, al României, al Transilvaniei. Deci, trăim în total altă lume. Credeți că și-ar fi permis acum 20 de ani un procuror să-l cheme pe prefect sau pe președintele Consiliului Județean sau pe un primar mai răsărit la declarație? Credeți? Eu nu cred. Și știu din experiența celor care au trecut prin justiție înaintea mea că era o chestie de domeniul filmelor color pe vremea când erau doar televizoare alb-negru. Ce s-a schimbat? A evoluat foarte mult. S-a schimbat, nu știu, a fost un click la un moment dat cineva, ori ne-a dat un semnal că așa nu mai merge, ori cineva din establishmentul politic la nivel superior și-a dat seama și a deschis poarta independenței justiției. Numai că dintre toate virtuțile care însumate înseamnă independența justiției, au venit în spatele lor și cu umbrele lor, care înseamnă anumite excese, anumite victime colaterale și așa mai departe. Bun, dar de aici până când a cataloga o întreagă direcție, cum e cum e Direcția Națională Anticorupție, că instrumentează doar dosare politice, sau în momentul în care este chemat un primar sau un consilier local județean la declarații să fie atacată justiția tot timpul că instrumentează dosare politice, este... Păi dacă anchetează politicii, e normal că sunt dosare politice. Asta era o glumă pe care o făceam cu un fost coleg de facultate care în prezent e procuror în altă parte a țării. Dacă anchetezi politicieni, faci dosare politice. Lăsăm gluma la o parte, dacă au fost sau nu dosare politice astea din zilele noastre, cred că vom putea vedea peste vreo 20 de ani. De ce? Pentru că, spre exemplu, bunicul meu a fost deținut politic. Cineva l-a denunțat pe străbunicul, au fost luați într-o noapte toți, în baza unui denunț, confiscare extinsă, ca și acum, o parte la canal, o parte la Gherla, care erau din zona Dejului, și pentru niște infracțiuni de drept comun la vremea aceea. Doar după 89 s-a discutat despre infracțiuni politice și mai departe. Deci acum o să vedem peste, după ce se așează lucrurile, se sedimentează, o să vedem peste 20 de ani, poate, dacă au fost sau nu politice, acest val de dosare din mediul politic. Vom vedea. Vom vedea peste 20 de ani, dar până atunci. Dumneavoastră sunteți avocat, asta profesați, vedeți cum merg lucrurile în sala de judecată, aveți și procese politice, da? Nu? Dosare. Cu inculpați, nu? Inculpați. Odată ce-i trimis în judecată, e inculpat. Oameni tocmai din acest mediu. Și, bineînțeles, toată lumea susține că este nevinovată și este nevinovată până când se pronunță un judecător. Nu? Definitiv. Definitiv. Da. Este și cazul Elenei Udrea.
Condamnarea Elenei Udrea? Da. Nu este definitivă. Nu e definitivă. Ce să vă zic? Ne spuneți dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, este vinovată sau nevinovată, sau poate nuanțați, dar după pauza de publicitate revenim cu domnul avocat Bogdan Lina. Revenim în cea de-a doua parte a emisiunii Verde în Față. L-avem ca invitat în această seară pe domnul avocat Bogdan Ilea, decanul baroului Sălaj, și vorbim, bineînțeles, despre justiție. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre procurori, dacă sunt ei independenți, dacă instrumentează dosare politice. Revenim la dosarul Elenei Udrea și la condamnarea pe care a primit-o într-o anumită etapă, nu este definitivă condamnarea. Da, spuneți. Vă rog. Aș vrea să vorbim puțin și despre judecători. Da. Dar ca să concluzionăm cu procurorii, discuția din prima parte a emisiunii, apreciez că sunt independenți, apreciez că își fac treaba, dar poate că uneori sunt cam exaltați. Și ia valul? Ia valul. Într-un mic, în 10% din cauze, ia valul. E un procent. Asta este... Și aici revine judecătorilor, care n-au voie să fie subiectivi, rolul de a cântări lucrurile. V-ați întrebat cu Elena Udrea. Da. Știți, nu ar fi foarte profesionist din partea mea să-mi dau cu părerea așa în mod categoric despre Elena Udrea, din cel puțin un motiv. N-am văzut dosarul. Dar strict din ce s-a discutat la televizor, adică este practic cuvântul fostului secretar general din minister, care zice că i-a dat o geantă cu niște bani, și cuvântul ei care spune că nu s-a întâmplat lucrul ăsta, nu? Cam despre asta e vorba. Dar știți și dumneavoastră că într-un dosar nu doar delațiunile se iau în seamă, nu? Știu, deci asta spun, nu știu ce este în plus exact. În dosar. În afară de această delațiune. Și un judecător bănuiesc că nu s-ar fi pronunțat doar pe o simplă delațiune. Da, aici vreau să ajung. Elena Udrea sau condamnarea Elenei Udrea este și de la boala îmi cer scuze pentru limbaj, dar boala suitului Scroafei în copac. Ea la un moment dat era... Trebuia să... Nu vreau să jignesc, deci e doar o metaforă, nu o aseamăn cu animalul respectiv. Era percepută ca omul care îi se delegase puterea în țară, știți? În urmă cu vreo 6-7 ani. Și așa un timp de vreo 10 ani, lumea a perceput-o ca un om extrem de puternic. Un om în care, extrem de puternic, extrem de bogat, care a pornit de la consilier juridic și a ajuns ministru, fără să aibă doctorate, ca domnul Tudorel Toader, de exemplu. A ars foarte multe etape. Da, și... Femeilor le place moda, iar dumneai în mod special, într-o perioadă în care se făceau tăieri salariale și dumneai se afișa cu ținute care costau dublu cât pentru că o mașină scumpă. Pentru că potent financiar. Chiar nu aș vrea. Bun, să legăm. Da, asta este imaginea pe care... Dar nu spun că exact. A făcut ceva sau nu a făcut ceva ca să aibă banii respectivi. Mm-hmm. Pur și simplu, orice bogătan care s-ar fi afișat în perioada când Partidul Democrat sau președintele Băsescu a tăiat 25% din salarii și tu, șef, din șefimea partidului, te afișezi cu ținute și cu chestii scumpe, ți-ai creat deja o imagine de... Ajutase băncile americane să nu clacheze sistemul bancar cu vreo 700 de miliarde de dolari, iar în anul de maximă criză directorii generali își dădeau foarte mari bonusuri, cu toate că erau cu riscul de a falimenta. Corect, numai că directorii generali
au fost suficient de inteligenți încât să nu candideze la funcții politice, publice. Ei au primit niște bani de la public, de la bugetul public din America, dar ei erau totuși angajați a unor bănci. La bancheri te aștept să fie bogătani, pe bani, să aibă averi și așa mai departe. Dar parcă în politică trebuie să fii un pic mai atent. Eu aș fi curioasă mai ponderat de altceva. Deci cred că o parte a condamnării publice, dincolo de condamnarea penală a Elenei Udrea, vine de aici. Din nesimțirea așa față de ceea ce se întâmpla în țară. Da. Da. Dumneavoastră, dacă bine țin minte, în exact aceeași perioadă ați făcut parte din guvern. Da. Ați interacționat cu Elena Udrea sau nu? Nu, nu ați interacționat? Am fost în eșalonul, am fost secretar de stat. Am condus o agenție publică, n-am mai interacționat cu dânsa, am cunoscut-o personal. Dar bănuiesc că de acolo aveți această impresie că era în acel moment cea care preluase puterea. N-am spus că am avut eu personal. Am spus că a lăsat dumneai țării, în general, electoratului, omului de rând. Când deschidea gura Elena Udrea, vorbea Băsescu. Cam așa vedea lumea, nu știu. Eu dacă aș fi fost un loc cu președintele, nu-mi permis să dau sfaturi, dar n-aș fi lăsat să se creeze astfel de imagine, că cineva e, cum se numește, la preoți este o chestie, cineva e vicarul, cum papa e vicarul Dumnezeu la catolici, pe pământ, adică locțiitorul. Așa, eu dacă eram șeful statului, m-aș fi ferit să las impresia că cineva vorbește numele meu. Da, dar vedeți, președintele sau fostul președinte Traian Băsescu nici acum nu se dezice de această... Nu mai are de ales. De ce? Ar fi culme. Păi așa s-ar discredita. Dacă ar spune acum, da, domnule, am greșit, de fapt, să vedeți. Păi a lăsat-o din brațe pe Monica Macovei. Acum, sau pe Laura Codruța Chioveși, nu? Venirea sau ascensiunea Laurei Codruța Chioveși s-a întâmplat în perioada președinției domnului Traian Băsescu și a susținut-o. Iar acum nu mai susține. Din potrivă, o condamnă. Eu știu ce-o fi greșit, doamna Căveșie. Bun, trece la judecători. Judecătorii, cum se descurcă în justiția de acum? Păi judecătorii, cum credeți că se descurcă un judecător care o condamnă la 6 ani de închisoare pe fosta ministra a dezvoltării și a turismului? Eu zic că bine. Trebuie să fii un judecător curajos. Asta e rezultatul școlii de magistratură din ultimii 15 ani. Oameni pregătiți, mai ales la Înalta Curte de Casație, unde am avut și eu de câteva ori ocazia să pledez, este total altceva. Alt film? Da. Este ca și Formula 1 în domeniul auto. Școala de magistratură, în paralel cu promovarea așa treptată în ultimii 15 ani a independenței justiției, școala de magistratură a suferit o infuzie de capital uman. Oameni tineri, bine pregătiți, cei mai bine pregătiți, cel mai greu examen era la magistratură. Ulterior a venit din spate și Uniunea Națională a Barourilor, astfel încât în prezent e cam la paritate dificultatea admiterii în magistratură cu cea admiterii în avocatură. Asta a produs procurori și judecători, pentru că ei fac școala INM-ul împreună, bine pregătiți, dar, în opinia mea, uneori prea tineri. Suntem un stat care a adoptat modelul judecătorului de la început. Nu știu cum să mă exprim. Adică în Anglia, în sistemul anglosaxon sau în SUA, trebuie să fii mai întâi avocat sau procuror o vreme, în 10-15 ani, pentru ca ulterior să poți fi judecător. Pentru că judecător este ultimul om. Uneori poate să fie ultimul om pe care îl vede acuzat înainte să ajungă la pușcărie. În America e ultimul om din justiție pe care îl vede înainte să ajungă pe scaun electric în anumite state din America. De aceea ei tratează foarte serios problema. La noi, la 22 de ani termin facultatea, faci 2 ani de INM, la 24 de ani poți să ajungi judecător. La judecătorie ajungeți
plângeri contravenționale, somații de plată, chestii mai simpluțe și după vreo 3 ani poți să ajungi la tribunal. Deci la 24-27 de ani. Da, dar poate tu la 24 de ani când judeci divorțuri, poate nu ești căsătorit încă. Judeci încredințări de minori sau alte situații care juridic sunt banale, dar psihic, psihologic, social, au implicații foarte puternice asupra celor subiecților de drept. Și atunci, uneori, în special spun asta cu recunosc un oarecare subiectivism, pentru că avocat, noi avocații percepem oarecare tendință spre tehnic, juridic, a judecătorilor și neglijarea părții social-umane, socio-umane, a misiunii pe care ei ca judecători au în societate. Dar asta și din tinerețe, lipsă de experiență, infantilism câteodată, social, nu profesional, social. Pe segmentul de vârstă foarte tiner, da, judecător foarte tânăr. Dar de unde vin atunci diferențele de sentințe de la diferite niveluri? Pe verticală? Da. Experiența de viață. Odată cu cu cât înaintezi, așa se spune, că pe măsură ce înaintezi în viață poți fi mințit din ce în ce mai greu. Pentru că acumulezi experiență de viață, te lovești de anumite lucruri, ai experiență, una e să înveți din poveștile altora și alta e să înveți din propria experiență, experiența proprie nu uiți. Dacă ai fost înșelat, mințit odată, pentru un om normal e suficient ca să nu mai poți fi și a doua oară. Și atunci asta se repercutează și asupra experienței de viață a fiecăruia dintre noi, implicit a judecătorilor. Cu cât au mai multe dosare, la un moment dat, se dobândesc o anumită maturitate. Nici eu ca avocat, nici un judecător ca și judecător, nici un procuror sau un polițist, ofițer de poliție judiciară, nu putem pretinde că din prima zi am fost la înălțime. Suntem în permanentă formare și poate cândva spre pensie vom ajunge la maximul carierei noastre. Între procurori și judecători, care credeți că din care categorie dintre cele două sunt mai, nu neapărat mai corecte, dar își fac mai bine treaba? Se poate privi lucrurile și așa? Că sunt unii mai... Eu cred că toți își fac treaba. Profesionalizați? Și judecătorii, și procurorii, și avocații, și toți cei implicați în procesul judiciar. Dar eu ca avocat și ca avocat care activează foarte mult în penal, eu am încredere în judecător. Adică în justiția făcută de judecător, în sală, public, înregistrat. E normal, dumneavoastră sunteți adversari cu procurorul. Corect. Deci da. Accept că am o doză de subiectiv în ceea ce spun. Pentru că, așa cum de multe ori am spus și în sala de judecată, procurorul are dreptul să fie exaltat, avocatul are dreptul să fie subiectiv, judecătorul nu are voie. Trebuie să fie rece și să fie deasupra tuturor părților din proces. Da. Dacă dumneavoastră nu ați mai fi avocat sau ar trebui să alegeți între cele două, procuror și judecător, ce ați fi ales? Judecător. De ce? Sunteți prea tânăr ca să fiți judecător. În America. În America, da. În România, în România deja la 35 de ani, 13 ani de avocatură sau de profesie, deja ar putea fi... Curtea de apel? Sunt președinți de curs de apel care au vreo 40 de ani. Sau 38-40 de ani. Deci... Nu mai sunt chiar așa tânăr. Da. Pentru sistemul american, anglosaxon, într-adevăr, un barrister, barristerii fiind avocații pledanți din Anglia, sau un magistrat de curte superioară, sau în America un judecător de curte federală, de la 50 plus în sus. Ce ar mai trebui să se întâmple în justiția din România ca lucrurile să fie în ordine? La ce vă așteptați dumneavoastră? Bă, lipsește răspunderea magistraților? Ar trebui o lege în acest sens? Ar trebui o lege
În primul rând, ar trebui ca în timpul în care fac institutul, urmează cursul Institutului Național al Magistraturii, cursanții respectivi ar trebui să fie duși și cazați câte o noapte la arest sau la un penitenciar. Astfel încât, și nu e o chestie, e o chestie serioasă, astfel încât atunci când pronunță o hotărâre să aibă conștiința locului unde îl urmează să-l trimită pe omul ăla pentru un an, doi sau trei sau mai mulți. Da, pentru că sentințe foarte ciudate, oameni care au furat foarte mult și au fost condamnați la 2-3 ani de închisoare și oameni care au, nu știu, au furat un cal și au fost condamnați pe o perioadă dublă față de cei care au furat milioane de euro. Da. La asta vă referiți, bănesc. Da. Deci, cu asta ar începe... Nu asta m-ați întrebat. Da. Ce-ați schimba? Schimba. Aș ancora mai bine sistemul judiciar în realitate. Pe principiul din mizerabilie. Dacă am furat o pâine, întreabă, domnule, ți era foame? Ai copii acasă? Poate lor le era foame și de aceea ai furat o pâine? Nu trimiți la ocnă. Iar pe ăla care o furat împreună cu alții și pentru, face un denunț, niște milioane de dolari și face un denunț, îl iei deoparte, zice, ăsta e a nostru. E el hoț, dar e omul nostru. Lăsați-l în pace. Deci, în chestia asta aș insista. Iar răspunderea magistraților e frumoasă, e bună, există, dar lipsește cu desăvârșire. Acest ministru, domnul Tudorel Toader, domnul profesor, are suficiente cunoștințe încât și stăpânește materia, încât dacă va dori și va fi lăsat, poate introduce o lege. Problema este ce fel de răspundere introducem, una subiectivă sau una obiectivă. Răspunderea obiectivă este ai greșit, out. Aia subiectivă, omul a greșit, hai să vedem, a greșit intenționat, din culpă, care e gradul de vinovăție. Deci un pic mai rafinată răspunderea subiectivă. Deci trebuie identificat un sistem care să aplice. Dar trebuie să răspundă. Pentru că, spre exemplu, un judecător, un magistrat sau un procuror care greșește, trebuie să răspundă pe principiu că nimeni nu este mai presus de lege, și aici pe aliniatul 2 din Constituție, înseamnă că nici judecătorii, nici procurorii nu sunt mai presus de lege. Trebuie să plătească dacă într-adevăr greșesc, pentru greșeli grave, nu pentru chestii care pot fi remediate în căi de atac și așa mai departe. Uitați, pun o virgulă, paf, l-ai dat afară de magistratură, că ar fi o aberație. Deci chestii serioase, care au afectat viața cuiva. Și într-un mecanism în care să se asigure garanții că nu vor fi abuzuri. Adică acțiunea asta disciplinară să nu poată fi promovată discreționar ca, și ca mijloc de presiune. Pentru că ne-am întoarce cu 25 de ani în urmă. Deci să nu poată prin această răspundere a magistratului ca să nu se întâmple nici măcar teoretic ca un politician sau altcineva să poată chema să facă presiuni, să poată chema la ordine un judecător sau un procuror. Ar fi păcat ca printr-o lege a răspunderii magistraților să se intervină în domeniul ăsta, dar ea trebuie să existe, pentru că și ei sunt oameni. Știți, există un banc. Știți care e diferența dintre Dumnezeu și un judecător? Spuneți, vă rog. Că Dumnezeu nu se consideră judecător. Așa, deci există risc, într-adevăr, pentru judecători care au în fiecare zi, la fel ca pentru medicii chirurgi, de exemplu, viața oamenilor în mâini, ca dacă n-au suficientă experiență de viață sau, mai știu, din alte motive, să cadă în capcana de a se crede deasupra tuturor. Și de aceea trebuie să existe un mecanism legitim de a-i controla. Dar asta nu înseamnă că dacă nu-ți convine sentința pe care ți-o dat, o să faci o plângere la o entitate care să-l dea pom afară din magistratură, că atunci am luat totul altă pantă. Da. Ne apropiem de finalul emisiunii, vreau să discutăm și puțină politică. Dumneavoastră ați candidat din partea PNL la Senatul României.
Nu v-am mai văzut de atunci pe zona politică. Ce s-a întâmplat? V-ați retras? Nu m-am retras, dar unde să mă fi văzut? Nu știu, acțiuni politice sau... ați prefera să rămâneți la o parte, candidați la alegerile pe care le aveți în partid în perioada următoare? N-am luat încă o decizie dacă voi candida sau nu. Cred că mai important este identificarea unei echipe care să asigură o continuitate a proiectelor Partidului Național Liberal în Sălaj. Voi reflecta și dacă voi concluziona că pot ajuta, o să mă implic. Bun, asta ar însemna că în momentul în care vă vedem pe o listă de candidatură, vreți să vă implicați activ în politica sălășoană. Da. Și după ce vă stabiliți... Cu un amendament, îmi cer scuze. Fără însă am neglija profesia pe care o iubesc foarte mult și pe care n-aș locui eu cu nimic altceva și dacă aș avea posibilitatea să fiu din nou în clasa 12-a la liceu și să am 10 opțiuni, de 10 ori aș alege aceeași profesie, dreptul și avocatura. Și poate a 11 ori judecător. Judecător, da. Acum mă gândeam unde deci o să mă implic în măsura posibilităților și alocației de timp pe care o să am, fără să neglija practica avocațială. Bun. Asta este în următoarea perioadă, alegeri în organizația PNL Sălaj, dar în 27 iunie? Aprilie? Nu, iunie 17, parcă. Alegerile naționale? Naționale. Aveți congres pentru alegerea noului președinte. Până acum și-au declarat public doi lideri intenția de a fi președinței PNL la nivel național, Ludovic Orban și Cătălin Predoiu, dar mai sunt vehiculate și alte nume. Cătălin Bușoi, Cristian Bușoi. Nici nu știu cum îl cheamă exact. Bușoi. Și primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan. Da. Dintre cei patru, care credeți că ar fi cel mai potrivit? Din punctul dumneavoastră de vedere, de membru simplu. Până în momentul de față, eu nu i-am auzit vorbind față în față despre treaba asta pe niciunul. Am pretenția. Doi au fost la Zalău. Au fost la Zalău, dar au fost așa vizite de tatonare, Predoiu și Orban. Da. Eu am pretenția și cred că și ceilalți colegi ai mei din PNL Sălaj, că în momentul în care vor lua decizia să candideze și vor depune candidatura în mod oficial, să ne viziteze, să ne prezinte proiectul pe care l-au pentru Partidul Național Liberal, iar noi după aceea, pe baza ceea ce vedem și auzim de la dânsii, de la candidați, să facem o evaluare acestora și să luăm o decizie. Pentru că în politică nu prea e recomandabil să iei decizii pe simpatii, pe antipatii, pe cum arată, cum, ce cravată are. Important va fi politic, proiectul politic pe care o să-l propună. Cel puțin asta e viziunea mea. Și din câteva discuții pe care am avut cu alți colegi, asta e viziunea și a organizației, a unei mari părți a organizației PNL Sălaj. Să vedem ce au de spus, ce proiect au, astfel încât dreapta românească să se dezmorțească. Da. Fiindcă trebuie să recunoaștem că alegerile parlamentare nu ne-au oferit rezultatul pe care noi l-am fi așteptat. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Trebuie să vedem cum ne reconectăm cu electoratul de dreapta și cum atragem cu o ofertă reală și realistă și fără pomeni, majorări peste tot, electoratul echilibrat din România. Da, un mesaj interesant pe care îl transmite un politician liberal foarte tânăr și pe care probabil îl vom regăsi în anii următori, în eșaloanele superioare ale conducerii județene. Cel puțin, nu? Mulțumesc, domnule Ilea, că ați fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc, este o reală plăcere. Vă mai așteptăm și altă dată, dacă o să mai avem subiecte pe justiție, pentru că cine poate să ne explice? Cu mare plăcere și cu scuzele de rigoare, pentru că, avocat fiind, una dintre armele avocatului este de a-și întrerupe interlocutorul pentru a-l scoate din ritmul, din firul logic, pentru lucruri pentru care, față de dumneavoastră și de ascultătorii noștri, îmi cer scuze.
Iar dumneavoastră vă doresc o seară plăcută în continuare alături de programele Solujanul TV. La revedere!